fosta soție a lui Dragnea a peletit prejudiciul. Ce spune Cristi Denile despre pasul făcut de Bombonica Prodana? Bombonica Prodana a transmis prin avocatul său la un dosar un document prin care anunțan a rejudecat ce a peletit prejudiciul în acest dosar, de peste 108.000 lei. De asemenea, fosta soție a lui Liviu Dragnea cere în acest fel încetarea procesului în ceea ce o privește. Urmează ca judecătorii să discute această solicitare. Judectorul Cristi Denile a explicat pentru ziare. Ce înseamnă din punct de vedere juridic pasul făcut de Bombonica Prodana? Un proces penal pentru o faptă care a produs pagube are două laturi, latura penală, în care se stabilește dacă acuzatul a comis sau nu o infracțiune, latura civilă, în care se stabilește cât este prejudiciul. Dacă prejudiciul este acoperit în timpul procesului și persoana este găsită vinovată, la stabilirea sancțiunii se va ține seama ca element favorabil faptul că paguba a fost recuperată, a declarat Denile. Specialiștii în drept sunt impartiți. Dacă unii spun că faptul că Bombonica Prodana a plătit integral prejudiciul în dosar nu înseamnă că ei se recunoaște automat și fapta, alții susțin că un om nevinovat nu se apuca să plătească 100.000 de lei degeaba.